Început de săptămână grea pentru pompierii din capitală, aceștia au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe strada circului din sectorul Râșcăni. Salvatorii au fost alertați în dimineața de 29 martie, în jurul orei 6, de către niște trecători. Aceștia au reușit să filmeze cu telefoanele momentul arderii. În imagini se vede în depărtare un incendiu uriaș care a băgat locuitorii în sperieți. La locul incendiului au intervenit patru echipaje de pompieri. Aceștia au stabilit că o locuință bătrânească este cuprinsă în totalitate de flăcări. Lupta cu focul a durat mai bine de o oră. Din fericire, casa care ars era una părăsită și nimeni nu locuia acolo. Prin urmare, nicio persoană nu a avut de suferit. Pompierii încă nu au oferit nicio versiune de la care au izbucnit flăcările. Internauții care au văzut imaginile de la fața locului au presupus însă că cel mai probabil acolo s-ar fi putut adăposti boschetari care puteau lăsa un muc de țigară nestins sau chiar ar fi făcut focul în interior pentru a se încălzi. O altă Versiunea internauților ar fi că un agent de construcție ar fi intenționat astfel să-și curețe terenul. Cauza exactă, dar și toate circunstanțele, vor fi stabilite de specialiști. Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompieri au intervenit în 62 de situații de risc.